Absenția lucii tenebre vin cu această voce înspăimântătoare, ne anunță nucleara. A venit aproape să fie rezultatul testului PISA. Unde suntem? Unde am fost? Este mereu transmis că, vai, ce situație dramatică suntem. Pe de altă parte, am spune întotdeauna se poate mai rău. Ne-am menținut în poziția de al doilea după lanterna plutonului european. Avem astfel un sistem de educație rezilient și mergem înainte spre noi culmi ale dezvoltării capitaliste. Nu-i așa, domn profesor? Bine ați venit, domnul Alexandru. Bine v-am găsit. Da, n-au fost un șoc rezultatele de la testarea PISA de anul trecut, abia acum au venit statisticile. Și e și o mică veste bună în toată chestiunea asta cu rezultatele, că măcar nu ne-am prăbușit complet. Am rămas unde am fost, în contextul în care copilașii testați anul trecut sunt trecuți printr-un an jumate, doi de context pandemic, integral, parțial, cu învățământ la distanță, cu tot felul de situații. Dar mai e mult până la jumătatea paharului, ca să zicem că avem un pahar pe jumătate plin, nu-l avem nici pe jumătate plin. Și am sesizat tonul sarcastic din introducerea dumneavoastră cu reziliența. Învățământul românesc este rezilient, a reușit cumva să nu scadă cât au scăzut alte țări. Dar din păcate suntem acolo, cum spuneați, imediat după lanternă. Lanterna fiind Bulgaria. Dacă ne raportăm la statele europene, dacă ne raportăm la situația globală, suntem un pic mai în prima jumătate. Deși pandemia au avut și alții, poate chiar mai dure restricții. Mai multă, mai puțină după caz, da. În zona asiatică, de exemplu, restricțiile au fost deseori mult mai dure decât în zona europeană și acolo nu s-a văzut căderea. Da, rămân lideri Singapore, Corea de Sud, cred că stă foarte bine la... Deci au avut și acolo. Și tot până timpul au stat poate, foarte poate chiar mai dure din punctul de vedere, pentru că chiar ne putem să ne întrebarea de ce ne așteptăm să scadă performanța educațională după eventuale lockdown-uri. În ce măsură au fost sau nu justificate, deja e o discuție întreagă care probabil ar trebui avută. Ține și de atenția elevilor, am încercat să spicuiesc, n-am citit toată statistica, pentru că raportul abia ieri a apărut. Raportul OECD după testarea PISA și încercau să identifice și niște cauze la scorurile astea, de peste tot, nu numai de la noi. Exact. Una dintre cauze era atenția tot mai scăzută a elevilor în clasă, cu profesorul. Ea trage telefonul mobil, sigur că profesorul poate interzice, dar nu poți să faci poliție cu 30 de elevi non-stop în timpul orei, din când în când mai remarci o privire în bancă. De exemplu, mie mi se întâmplă să văd câte un elev cu privirea în jos, sub nivelul băncii și îi spun, cu tare, telefonul. Dar nu mă uitam la telefon, mă uitam așa, în gol. Probabil se plictisea sau era obosit. Și atenția în clasă e o problemă și atunci mă întreb, atenția în online cum mai e? S-a putea să fie mai mult? Eu am practicat mai mare de atât. Mai mare atenția în online? Da. Atenția, la interesantă. Atenția la altceva, poate, pentru că iarăși, deci, în timpul focalizarea online... atenției nu s-a pierdut chiar așa cum credeam. Toată lumea strigă că, domnule, oamenii nu mai se pot focaliza pe nimic, au capacitatea de concentrare a unui peșișor în acvariu în 5 secunde, după care n-ai mai poți să dai atenție. Este un fenomen destul de interesant care contrazice ideea asta, jocurile. Jocurile video necesită enorm de multe informații în majoritate. Deci, numai că stai acolo și te blochează dându-ți ceva frumos, să spunem. Că sunt și chestiuni care dau ceva frumos fără să te învețe nimic acolo, adică, practic, un fel de pornografie. Dar multe jocuri transmit cantități imense de informații, dar le transmit inteligent, în sensul că par a fi ușoare. Deci, la fiecare nivel mai înveți ceva. La fiecare nivel mai înveți ceva și acolo s-a putea întâmpla să acumulezi enorm de multe informații cu un efort deloc neglijabil,
și la care copilul sau chiar adultul, dacă vreți, se ocupă cu așa ceva. Sugerați că metoda prin care transmitem conținuturi și competențe, adică vrem să formăm competențe când vedem că ceva nu merge, ar trebui să ne uităm de ce nu merge, nu să mergem neapărat înainte cu că așa am făcut, că am crescut. Eu ca profesor sunt convins că mulți profesori sunt conștienți că noi suntem într-o competiție, nu doar în clasă sau online, suntem într-o competiție cu atractori mult mai mari. TikTok, jocuri video, cum spuneți, pe telefon, că se poate juca și pe telefon. Și în care se poate învăța, fiindcă veni vorba. Sunt jocuri video extraordinar de educative. De acord. Un exemplu, dacă tot veni vorba, Civilization, pe care le recomand cu oricare ocazie. Sid Meier a creat prima versiune mai foarte cunoscută, între timp au apărut multe etape noi, în care trebuie să conducești conducătorul unui trip. E un fel de simulator de popor și pe care trebuie să îl conduci spre o țintă. Inițial la dominație mondială, între timp persoanele mai noi au scos mai multe ținte care poți selectezi și care este destul de dur, în sensul că trebuie să înveți cum să echilibrezi resursele disponibile, cum să ții poporul mulțumit, strategii. Productiv. Să fie un bun strateg bun. Și care învață nu numai să spunem o gândire oarecum complexă și ideea că trebuie să echilibrezi lucrurile, pentru că altfel oricât de minunat crezi tu că ar fi să fie poporul doar fericit, te va cuceri cineva care are armată mai bună, dar înveți și enorm de multă istorie și tehnologie, pentru că trebuie să înveți pas cu pas tehnologii reale și ai interacțiuni cu popoare reale, fiecare cu specialitatea lui, din punctul de vedere, și ajung cu copiii care sprinși de așa ceva, ajung să cunoască enorm de multe lucruri. Bun, haideți să legăm ideea asta de captivarea atenției prin joc, mai ales la vârste fragile, de rezultatele la PISA. M-aș muta din Asia, unde sunt campionii la testarea asta, așa cum și la jocuri. Pentru că aș rămâne cu jocurile, m-aș muta din Asia pentru că sunt altă cultură, sunt altfel formați, mai disciplinați, poate prin unele părți din Asia. Dar să vedem, să comparăm situația României la scorurile la PISA cu Estonia, care e noua campioană europeană din multă vreme era lăudată sistemul educațional finlandez. Finlanda, Suedia. Bine, estonienii sunt rude cu finlandezii. Da. Din același și vecini acolo. Chiar au fost făcute analize de genul ăsta și oarecum o noutate, lucru care până nu de mult în urmă, practic, nu era voie să le spui în cerc civilizat, a ajuns să fie recunoscut, să spunem, sau expus. De exemplu, am văzut un articol în presa suedeză care analiza căderea lor destul de consistentă și au constatat că mare parte vine nu din cauza pandemiei, ci în urma unui mare aflux de imigranți care vin cu un alt fond cultural și cu alte resurse. Și cu bariera lingvistică, probabil, în primii ani de lingvistică adaptare la... Și s-ar putea pentru cei din mediul local, lucrurile să nu fie chiar atât de... Iar finlandezii și estonienii încă nu au masă acolo mare de imigranți. Exact. Încă nu sunt foarte atractivi noi... din punct de vedere, în timp ce Suedia chiar a avut o politică consistentă de atracție. De atragere noi de nu putem da vina pe imigranți pentru poziția noastră. Noi nu putem da vina noastră. Pe imigranți, exact, dar putem să învățăm că e bine să ne uităm, să încercăm să vedem ce diferă în ideea că în felul ăsta poate reușim să discernem cauze la aceste rezultate, în speranța că le am putea poate ataca cumva. Și eu am o marotă cu cauzele și cum e structurat. Sunt multe hibe ale sistemului de învățământ, pornind de la finanțare, politizare, programe poate supraîncărcate cel puțin la unele discipline în unii ani, poate numărul prea mare de discipline. Cred că problema este la sau numărul prea mic de ore. Sau numărul prea mic la altele. Pentru că suntem o țară care cazul meu, geografie, foarte puține ore față de alte țări, chiar europene. Tot, dar noi s-a mers pe ideea să fie cât mai relaxat situația, adică să nu fie stresați copiii, să fie totul, să fie... Eu cred că am putea schimba mult, că de fapt ce vrea PISA asta, poate ar fi bine să dezvoltăm pentru unii dintre cei care nu urmăresc testarea asta. PISA încearcă să pună accentul pe logic. Alfabetizare funcțională, adică cu informația sub formă de text sau de numere, de regulă, sau imagini uneori, simple, să poți opera cu ea, să poți extrage
informație nouă, să poți înțelege ceea ce ai în față, paragraful respectiv, și să poți răspunde la niște întrebări, să poți face niște calcule simple. Era faimos acum în ultima testare că aproape jumătate dintre copiii de vârstă 15-16 ani parcă nu pot face o conversie valutară. Adică dacă le spui, am un telefon de 200 de euro, uite, euro-i 4,96 de bani, câți lei costă telefonul? Îți dau voie să te rog să-mi răspunzi la asta. Jumate sau pe acolo, 40-50% nu pot ajunge la raționament, trebuie să înțeleagă ce au de făcut cu valorile astea numerice. Băi, 200 de euro, 4,96 lei, ce trebuie să fac cu astea două? Eu întrebare nu întrebare tristă, oare adulții se descurcă mai bine? Bună întrebare și asta. Din fericire sau din păcate, testele PISA sunt pentru elevi, pentru copii de vârstă școlară, nu pentru adulți. Ar fi interesant de aplicat, dar adulții ar putea să vină cu justificarea: e, dar eu am făcut școală de mult, acum 20 de ani, las-mă în pace, nu mai trebuie acum. Da, dar e o mică problemă aici legată de faptul că pentru adulți riscul este mult mai mare decât a fi păcălit când cumpără telefonul. Pentru că ei sunt chemați să decidă politica țării. În alegerea asta facem. Unii dintre referiți la electorat, exact, care nu înțelege ofertele exact, economice. Dacă pentru nu că... înțelegem ce se spune acolo și ne uităm doar la ce ne se pare mai simpatic, avem șanse să alegem ceva. Alea sunt lucruri mult mai dificile când se vorbește de politici mult și economice. De cumpărat un dar ca să le poți înțelege, să poți spera că le înțelegi pe alea, trebuie să înțelegi lucruri simple. Și în condițiile astea mai poate funcționa măcar ideea de democrație, în condițiile în care masa electorală pur și simplu nu înțelege ce are de ales. Șchioapă-te, e ca un motor în doi cilindri, exact, deci prea... are patru, funcționează, sau o mașină cu o roată dezumflată. Sau așteptăm să ne împingă cineva, nu știu, sau ne poate, cineva. Poate ne ajută totuși cineva. Să nu ne împingă în prăpastie. E o problemă, pentru că da, nu poți să spuneam, nu poți sigur. Nu vreau să-mi pierd ideea cu cum s-ar putea, cred eu, n-am testat, n-am experimentat. Cred că dacă s-ar schimba cele două examene majore de final de ciclu la clasa 8-a, evaluarea națională și bacalaureatul, să fie inspirate, chiar adaptate pentru specificul cultural românesc, spre alfabetizare funcțională, gândire critică. Nu ar fi scarheta mult prea jos? Pentru că acelea semnifică un nivel mult mai înalt. Nu e nevoie să faci tot examenul pe... Adică mai degrabă ar trebui să zicem că dacă ies complet analfabet, n-ar trebui să ajungă nici măcar până acolo. Ar trebui să rămână în clasele care să... Da, dar acolo sunt alte probleme structurale. Chiar n-are sens să poți la facultate să înveți... Da, mai atins treaba asta. Nu, pentru că din examenul de bacalaureat poți să-l duci în trei trepte, să zic. Un 50% accesibil pentru ceva minimal, l-ai luat. L-ai luat cu 5, ce-i drept, sau 6 în cazul bacului, că nu poți să treci fără media 6. Încă 20-30% sau mai dar mult, ce 40%. Ce răsare, dacă nivelul așa de mic, de ce să mai pui bacalaureat? Pur și simplu n-ai treabă acolo. Deci ai absolvit. Până la urmă, bacalaureatul se poate absolvi și cu media 6 și cu 10. Da, dar de ce? Doar așa să fie o steluță, punem o steluță roșie în piept care ai trecut pe trebuie acolo? Trebuie schimbat sistemul de notare. Dar tot bazat pe gândire critică, dar cu un nivel mai scăzut de cerințe. Da? În loc de o conversie cu 10 male 4,96, zic, măi, ai 100, un telefon costă 100 de euro, cursul leu euro e 5 lei, câți lei costă telefonul? Măcar atâta, da? Mai am o porțiune dacă din examen. Mai am o porțiune din examen la nivel mediu, pentru cei care speră la o medie de 8, să zic, la bacalaureat, tragi acolo și te inspiri tot din teste de tip funcțional care pun accent pe gândire critică. Hai să văd într-o situație practică cum folosesc eu teoria acumulată. Nu rezolv probleme sterile. Tacheta trebuie să fie mult peste nivelul de bacalaureat, peste nivelul de PISA. Păi da, și mai rămâne un 20%, un 10-20% în care duci tacheta la vârf cine vrea să exceleze și atunci omul respectiv, absolventul, când se prezinte la angajare sau la intrare în facultate, facultatea se poate orienta foarte serios. Mă, tu ai luat 9-60, păi da, pe tine te duce capul. Înseamnă că tu ai, dacă luai până la 8, mă mai gândeam. Dar te-ai dus la 9 și ceva, poate chiar acolo ne oprim de altă problemă care este distinctă de cea de la PISA, chiar dacă seamănă pe undeva. Da, înseamnă că eu nu m-am făcut înțeles bine. Am spus inspirat din PISA. La ce nivel calibrezi eu dificultatea
cerințelor examenului respectiv e altă discuție. Repet, eu pot să fac cerințe minimale, simple, dar care să pun accent pe gândirea asta, pe alfabetismul funcțional, cum folosesc, cum operez cu ce am învățat și pot să le duc la un nivel foarte înalt. N-am decât să calibrez unde cred eu că e o stat, adică ar fi minister. La nivel de bacalaureat, probabil și mai sus, ar fi analfabetismul științific, care se manifestă inclusiv în oameni care au note foarte bune și care sunt foarte bine stăpâni pe o meserie. Este iarăși un... Până la urmă, bacalaureatul e examen de cultură generală, nu? Ciclu de învățământ, da, specializarea vine ulterior. Contează și în ce măsură se racordează cu ceva. Este o povestire, iarăși, celebrul Richard Feynman, când a fost profesor în Brazilia. Și a ajuns să predea acolo la facultate și a constatat că elevii, studenții de acolo din Brazilia erau spirt la teorie. Deci erai, scriem ecuația reflexiei pentru a schimba de antrimedii. Imediat o produceau. Le știau perfect. Bun. Și întreabă la un moment dat, uite, prin fereastra asta, lacul ăla se vede altcumva. De ce? Toți au dat din colț în colț, habar n-am. Blocaj total. Ok, scrieți ecuația cu tare. Scriu ecuația pe tablă, făcu problema. Spuneți-mi, de ce se întâmplă? Învățau decuplat. Deci ei, pur și simplu, nu știau ce învață la nivelul acela destul de înalt până la urmă. Și asta spun eu că e problema. Ar trebui să știm partea asta de optică. Asta spun eu că e problema. Se învață... Rupt, adică există o rupere la nivel jos, la nivel până la urmă de gimnaziu. Că nivele de PISA sunt la nivel de gimnaziu până la urmă. Da. O rupere similară este și la nivele foarte înalte, chiar la nivele universitare. De acord, dar noi ne ocupăm acum de, pentru că am plecat de PISA, de învățământ preuniversitar. Da, da. În special gimnazial și... Și mă uitam în raportul de țară, acolo sunt o fel de grafice cu niște diferențe, să spunem, niște corelații destul de interesante și ce puțin pe unul din ele, noi suntem iarăși oarecum izolați. Țările tind să fie grupate după un criteriu sau altul și pe acest raport unde grupează rezultatele la matematică cu să spunem echilibrul socioeconomic, cu nivelul socioeconomic din care provin copiii, suntem oarecum izolați. Pe grafic. Pe grafic. Adică și avem un specific, dar noi avem specific, mereu avem specific. Specificul lor, dar băiatul care nu suntem mulțumiți de rezultate, poate trebuie să ne uităm la acele specificități și să vedem cum ar trebui să le împingem într-o altă direcție ca să schimbăm ceva. Nu e suficient să spunem că ăla e specificul nostru, pentru că acel specific s-ar putea să ne ducă din ce în ce mai la bani. Da, eu o spuneam sarcastic. Da, noi, da, da. Noi găsim scuze avem un specific, avem niște particularități care... Da, da, da. Da. Păi nu, avem, toată lumea are. Problema e că nu e neapărat de bine. S-ar putea acele particularități să fie de rău și să trebuiască cumva... nu prea merg. Da. Da, da, da. Și sunt și vizibile, fiindcă veni vorba, inclusiv în mediul, în conversații, vedem că toată lumea observă că acele rezultate de la PISA sunt surprinzătoare pentru cei din orașele mari, pentru că ei văd totuși copiii isteți, orientați, care înțeleg totul foarte bine. Deci trebuie să fie din altă parte. E undeva din zona, și eu, în orașe de provincie, undeva la țară. Mediul rural, care la noi e numeros. Noi avem, iarăși, suntem o țară încă puternic rurală. Da. Față de multe țări din vest care au 70-80% mediul urban. Spune și asta, deci, ceva, mediul social, veniturile... Anecdotele, să spunem, care le știm și acest grafic care este un rezultat statistic, confirmă că avem o influență foarte importantă, România este aici, o influență care alte țări nu au. Alte țări sunt în general oarecum grupate, în sensul că tind copiii să fie cam la același nivel. Sigur, există influențe culturale. Unele culturi promovează educația agresivă, chiar stresantă, altele mai relaxate. Dar cumva reușesc să educe tânăra generație cam la același nivel. Noi suntem foarte rupți în sensul că la noi depinde foarte mult de ce nivel socioeconomic banii are... Banii familiei, ca să spunem așa, mai pe urmă și interesul familiei. Bun, pentru și știm că... care e conexiunea dintre cele două? Prin meditații. Da, care nu le fac toată lumea. Nu le fac toată lumea, dar cei care au anumită stare fac efortul respectiv, poate și ca o marcă proprie, dar asta mai spune ceva.
spune că avem o calitate foarte proastă a școlii. Pentru că școala ar trebui să fie factorul egalizator. Să niveleze. Să nu conteze că faci școală... Nu atât de mult, să spunem. Într-o comună sau un sat izolat, nu e la șosea națională și în metropolă. Media țărilor din OECD este undeva la 15% a influenței situației sociale în corelație în note, dintre, da. Noi suntem undeva la 25% mult departe în acest punct de vedere și cam mult departe. Bine, tot o influență apropiată are și Slovacia și Ungaria. Deci și acolo contează mult mediul, dar cumva acolo reușesc să fie mai sus cu totul. Adică chiar dacă influența este mare din media, din mediu, există o influență, posibil să fie o influență culturală, pentru că ei au o tradiție mai veche a școlilor. Chiar văzusem undeva o hartă cu cum erau țările care au avut primele, cele mai vechi universități. Aici aș întoarce termenul reziliență folosit de doamna ministru ca să justifice cumva că n-am picat atât de rău cât puteam pica. Practic nu prea am picat, am cam rămas unde eram ca poziție în testarea asta, care se face la câțiva ani, se repetă. Și l-aș lua invers, pare să fie o reziliență la, în sensul de conservatorism, de rezistență. Reziliență, da, da, de, da, da, da. Dom'le, noi ne ținem, noi nu ne mișcăm de acolo, noastră este nici să, în sus, nici în jos. Existăm individual, exact. Nu ne prăbușim, dar nici nu putem urca mai mult de atât. Și mergem înainte pe banul, contează foarte mult și în nivelul de educație, din păcate. Da, și există și o influență culturală. Deci zona vestică a avut o tradiție, au apărut primele universități undeva și ușor la anul 1200, în evul mediul deja, ca, să spunem, un fel de companii garantate de stat sau de cine domina zona respectivă, în care era permisă libertatea de gândire. Pentru că puteau discuta lucruri care în alt context ar fi putut fi interpretate de terezii și te trezeai mort. În zona mestică nu prea exista o asemenea tradiție în zona medievală, deși, să spunem, era mai aproape de a fi așteptat măcar din Grecia să fie transferat așa ceva. Un avocat al diavolului spune, dar n-am avut nici inchiziție aici. Oare? Nu de factura pe care a avut-o Spania, Italia. Sau nu a fost foarte, să spunem, discutată, pentru că în zona noastră, nu neapărat noi, pentru că noi facem parte în zonă mai largă, este celebră, sau ar trebui să cunoaștem, reprimarea bogomililor, care erau considerați eretici, semănau pe undeva cu lipoveni. Nu, lipovenii sunt deja altceva. Și ei au avut niște persecuții religioase. Exact, s-au opus unei tradiții, unei efort de modernizare la nivelul Patriarhiei Moscovite. Și deci au existat un fundamentalism conservator, sau cum să-i spunem. Da, idei diferite, să spunem, și care au fost reprimate dur, inclusiv prin arderi pe rug. Deci nu e specificitate occidentală arsul pe rug. Calibru? Ca număr de... Mai știm. Au fost lăsate informații, adică se știu niște cazuri foarte vizibile, excepționale. Sau poate nici măcar nu era nevoie să ajungă acolo, la oameni mai de calibru mai redus, să dispăreau altcumva, trimiși în Siberia și la arsul pe rug se ajungea la care trimis în Siberia, nici acolo nu renunța. Și este chiar o pictură celebră cu arderea pe rug a unui inițiator a credincioșilor vechi, ceva de genul ăsta. Recunosc că am început bucățica asta de discuții cu Europa de Est, nu mă gândeam la Rusia. Rusia o văd cumva separată, deși sigur geografic e aici, vecina noastră, ne place, dar Europa de Est o văd începând din țările Baltice, Polonia, poate chiar nici Cehia, deja se duce spre Europa Centrală, Boemia, acolo. Poate și Polonia. Cuborând România, cultural. Polonia, da, Polonia e o insulă de
cumva, să zicem, de catolicism în zona asta ortodoxă răsăriteană? Păi tot catolicismul este și Cehia și... Păi Cehia, am zis, în Europa Centrală. Bulgaria, România, Grecia, țările Baltice, care sunt mici. Noi suntem de Vârteșoară, adevărat. Deci, da. Ne-am cam oprit, să spunem, partea... este o linie acolo unde a fost influența occidentală și cea orientală între, în diverse zone. Dar nu știu dacă putem da neapărat vina numai pe influența... să spunem, religioasă centralizată, pentru că și asta permitea suficient de multă variabilitate. Precizam un context, cât se poate, elemente de context. Da, da, da. Da. Dacă nu mă înșel, Lituania tot ortodoxă este. Nu Lituania, Finlanda. În Finlanda, Finlanda de pe vremea când au fost parte din Imperiul Rus. De atunci... Deci, pe normal, nu putem să spunem că e o condamnare. N-aș putea să spun cât la sută din populația Finlandiei ortodoxă, cât catolici, sau acolo fiind nord, ar putea să fie și protestantism. Nu putem să spunem că neapărat o abordare religioasă este neapărat blochează ceva. Bun, dar astea sunt cauze vechi și multe și se intersectează. Ce soluții am putea... întrevedea pentru ridicarea scorului PISA în România, în primul rând. Da, deci, Ce facem? Exact, cum facem, în primul pentru rând, că să creăm motivații? Mai arată ceva graficul ăla în care România apare un picuț izolată, un picuț mai mult, pe considerente socioeconomice, pe banii părinților, să rămânem la formularea asta. Îmi arată că noi nu prea ne bazăm pe stat, pe sistem, pe instituții care ar trebui să miște școala ca instituție, da? Nu școala, doar clădirea. Duc copilul la școală, dar după amiază se mai duce la niște pregătiri că trebuie să ia bacul, admiterea la facultate. Până mai pragmatism, adică știm că nu se descurcă, atunci asta facem. Dar întrebarea este cum putem drege sistemul. Pentru că marea problemă este că sistemul se auto-menține într-o situație nu tocmai fericită. Și ori de câte ori cineva spune că ceva trebuie schimbat, orice ai încercat să schimbi, spune că nu se poate. De exemplu tipic e numărul de ore. Avem, noi, nu știu, 130 de ore fac copiii pe, nu mai știu, pe semestru, avem semestre, noi lucrăm mult cu ore pe săptămână, standardul e cam 30 de ore, 30-31, între 28 și 31 de ore, cam acolo. Și numărul de săptămâni din an e mai mic, din anul școlar, ca la Germania, de exemplu. 34-35 de săptămâni de cursuri, pentru că mai avem și cele două săptămâni școală, altfel săptămâna școală verde, săptămâna exact. Verde. Ori până la urmă, deci pe lângă că sunt puține, multe din ele sunt și difuzate în direcții care... Mai sunt fenomene, da, dar eu zic că dacă s-ar muta accentul de pe învățare mai mult mecanică, pe învățare mai mult aplicată, inspirată, repet... E un echilibru delicat de ținut, pentru că nu... ca să poți face raționamente, ai nevoie de informații. Să fi trecut acolo măcar cândva ca să se formeze raționamentul. Că după aceea poți să uiți informația în sine, dar ideea știi mea nu găsești. Care era că dacă s-ar schimba accentul la aceste examene de final, am și publicat un articol la un moment dat pe o platformă de asta națională și am văzut după aia la câteva luni de zile din punct de vedere al fostului ministru Câmpeanu la vremea respectivă, care părea că îmi citise articolul, se inspirase mult referitor la cum ar trebui să arate bacalaureatul în principal, în care spunea că bacalaureatul schimbat, regândit, ar funcționa ca o locomotivă pentru că restul sistemului. Pentru că acum ce avem? Dacă la bacalaureat îți cere să memorezi chestii, dacă ăla e specific, și tu știi că înveți 50 de seturi de subiecte, le știi dinainte, și cu unul dintre alea te vei întâlni la examen, te apuci, faci culegerea de subiecte, gata, le-am cam memorat. Dacă la bacalaureat știi că vei întâlni ceva cu totul, nu știu peste ce voi da, va trebui atunci să-mi stor creierii și să o scot la capăt, și în școală și începând din clasa a 5-a și după aia în liceu, se va schimba ușor accentul. Profesorii vor fi forțați să lucreze în felul ăsta. Sau vor fi forțați să dea note mai relaxat.
Nu, pentru că după aia te lovești de realitate. Cum spuneați, războiul este un examen extrem de dur, pentru că dacă nu ai fost pregătit, nu ți-ai pregătit armată, nu te-ai organizat ca țară să-i faci față, sau comunitate, grup, în fine, s-a terminat. Așa și aici. Degeaba îți dau eu note mari pe parcurs. Dacă tu la examen te lovești cu capul de un zid de un examen pentru care n-ai fost pregătit, va ieși mare tărăboi. Se poate întâmpla ca nivelul de examen să fie scăzut încât să poată să treacă toată lumea. Păi nu asta era ideea. Nu asta era ideea. Dar cum facem atunci să fie nivelul crescut la examen? Ce optimizat, aș zice. Optimizat. Dus undeva într-o zonă în care... Cu ce motivații? Adică pentru okay. Ministrul dă rău, da, să spunem, da, să spunem, da, că, domnule, n-am dat note. Corect. E pragmatismul oamenilor politici atunci care își urmăresc interesul, mă, noi ce vrem, de fapt, vrem să avem o țară cu populație instruită. Lasă-i, mă, că fac meditații și se descurcă și singuri și învață și o să se angajeze ca IT și o să facă bani mulți. Plus că nu e neapărat problema lor, pentru că omul politic se uită în general la mandatul lui. După aceea va fi mandatul altcuiva, are cine de-a fi. Și atunci problema e a celor care îi trimit acolo, nu? Pe mandat. Asta vreau să zic, că s-ar putea întâmpla odată. De fapt, toate sunt legate. Deci, și calitatea unor politici, și calitatea motivațiilor depind până la urmă de mediul cultural, adică de cum suntem noi ca popor. De asta suntem oarecum izolați și pe graficul ăsta. Suntem altfel față de alte popoare și poate ar trebui avem să... Avem un specific mai specific. Avem, da, fiecare are specificitatea lui. Și al nostru e mai special. Ar fi poate interesant să vedem cum am putea crea motivații pentru a ne deplasa în direcția în care vrem, pentru că evident, dacă am vrea să fim, îi pismuim cumva pe ceilalți. Acum vă întorc eu întrebarea. Oare chiar am vrea? În general, lumea se plânge. De ce nu suntem așa de în față cum ne lăudăm? Pentru că noi cumva e lauda imensă, că am fi cei mai deștepți, cei mai nu știu cum. Noi și asta într-o bulă a unora care sesizăm și... Și care, zicem că lucrurile și astea care foarte credibile, se scot bani frumoși pentru instruit copii ultra-performanți. Nu, mă gândeam la bula celor din care cred că facem amândoi parte, că sunt nemulțumiți de scorurile astea, inclusiv de PISA, de fapt nu de scoruri, că scorul în sine e un număr, de efectele pe care credem că le au asupra viitorilor adulți, pentru că noi asta pregătim în școală. Tot se vorbește că școala trebuie să fie centrată pe elevi. Eu zic că școala ar trebui școala ca sistem. Sistemul de învățământ ar trebui să fie centrat pe viitorii adulți. Ce vrem noi să avem pe în societate peste 10, 20, exact, 30, exact. Adică 40 de ani? Adică ar trebui să avem o direcție, ca societate să informăm obiective și obiective măsurabile. Ar fi interesant să căutăm chestiuni. Acum, să sperăm că nu o să ajungem din nou la război, dar și pe timp de pace se pot găsi obiective către care să tindem, obiective grele, nu ușoare. Cum au făcut americanii celebrul discurs că și-au propus să ajungă pe lună. Nu pentru că e ușor, ci tocmai pentru că e greu. Sigur, motivația era până la urmă că ajunseseră rușii și hai să le demonstrăm rușilor sovieticilor că noi putem chiar mai mult decât ei. Nu doar că poate. Deci nu era o chestiune de care are mușchii mai tari. E o problemă legată de faptul că în momentul în care celălalt are capacitatea să-ți trimite o rachetă în curte oricând vrea el, nu mai poți să spui că dormi liniștit. Adică până la urmă... Bun, dar întotdeauna, deci în spatele chestiunilor pașnice există întotdeauna și riscul conflictului militar. Pentru că politica niciodată nu se oprește. Războiul este până la urmă politica adusă prin alte mijloace, iar ideea recentă că războiul cumva a dispărut ca metodă se dovedește zi de zi complet naivă. Pentru că ce vedem acum, războaiele, pe ales cele din Ucraina, dar și celelalte, se datorează se mai coace un război, apropo, în America de Sud, Venezuela, cum să sperăm că nu. Un vecin. Da, da, Venezuela, da. Care are cele mai mari rezerve de petrol din lumea actuală. Dar care este care nu este sătulat, practic, da, politici, așa. E o chestiune care se cheamă cascada lui Tucidide. Tucidide observa el că motivul pentru care s-a ajuns la războiul între perși și greci era în principal că grecii observaseră că perșii nu mai sunt atât de puternici cât erau cândva și puteau fi învinși. Ceea ce a motivat să facă eforturi, sigur, a durat foarte mult, știm așa, că acolo a început istoria pe undeva într-un fel, dar chestiunea se generalizează în sensul că echilibrul, pacea până la urmă este ținută de un echilibru de putere.
Și în momentul în care acel echilibru nu mai este sigur, cei care se consideră dezavantajați vor dori să fie schimbat. Cei care se consideră avantajați vor susține că e bine așa, n-ar vrea să schimbe. Vechea politica... ordine mondială, noua ordine mondială. Exact, exact. Deci, Rusia e foarte nemulțumită de încă actuală ordine mondială. Și China. Exact. Deci lucrurile se schimbă. Și motivația este că prin renunțarea la eforturi și încasarea dividendului păcii, termenul la modă acum, putem să ducem foarte bine pentru că, iată, nu mai avem nevoie de făcut cheltuieli militare și putem duce toate fondurile și toate resursele în mulțirea nivelului de trai. Tot din perioada antică avem și dictonul latin, si vis pacem, para bellum. Exact. Nu poți să ai pace dacă nu ai și... Sau aforismul, dictonul american, cred că era lui... nu mai știu ce președinte american. Am să-l spun în variantă tradusă în română. Esența politicii externe, vorbește cu blândețe cu interlocutorul tău, dar să ai ciomagul la tine, ține parul în mână și să-l vadă, da, adică am cu ce. Dacă nu pricep de, nu mai știu, dacă nu pricep de vorbă bună, pot schimba. Și așa s-a ajuns așa numitul, așa numită politică cu canoniera. Cum a fost convinsă Japonia să se deschidă. Că Japonia era celebru, am citit cu toții Shogun, când și-au închis ei granițele și au interzis accesul oricărilor străini și reciproc nici japonezi nu aveau voie să iasă și stăteau acolo în suc propriu. Și toate astea s-au schimbat când... Modernizarea a fost adusă cu forța de americani, care... Da, interesant cum a fost făcut. Americanii au trimis comandorul Perry, dacă nu mă înșel, cu vreo 3 nave de război în lagul Nagasaki, unde n-aveau voie să fie, conform normelor japoneze, și le-a spus, noi suntem aici, vrem să facem business. Nu sunteți obligați de sigur, dar uitați ce tunuri frumoase avem. Și japonezii și-au schimbat politica cu 180 de grade, practic cred imediat că de și cu a început perioada Meiji. Exact, exact. Reforma Meiji. Exact. Și samurai s-au și opus. A fost chiar un film simpatic cu ultimul samurai care era samurai un american. Samurai au cam ieșit din scenă și shogunii după momentul ăsta. Shogunii clar au început. Da? Vechea organizare feudală exact. Japoneză. Și Japonia s-a modernizat în pas alergător, cu ordine de sus, cine nu a... Adică și-a păstrat partea asta de impunere, să spunem, militaristică a direcției. Păi s-a modernizat așa de tare și au făcut o dita mai armata și... Da, și-a dus iarăși o problemă. Am avut al doilea război mondial în Orient. Da, din cauza că aveau nevoie, iau o problemă, n-au resurse. Modernizarea are nevoie de resurse, cărbune, metale, petrol și așa mai departe. Acolo avea trebuia să ia din altă parte și s-a venit să ia din Manciuria. Manciuria era destul de bogată în resurse minerale. China destul de slăbită pentru că a fost aceeași politică a izolării, nu a reușit să țină pasul cu dezvoltările tehnologice și japonezii cu mult succes au luat zona de acolo, dar nu era destul petrol. Americanii au încercat să forțeze, să spunem, returnarea Chinei către Manciuriei către China prin impunerea unui embargo energetic. Pentru că petrolul, în general, japonezii îl importau. Și în acel moment japonezii aveau doar două opțiuni, să renunțe la efortul considerabil care îl făcuse deja în Manciuria cu multe sacrificii, cu mulți morți și așa mai departe, sigur, și de partea cealaltă cu mulțime de masacre, a fost cum e istoria urâtă. Și a doua opțiune fiind să-și ia singur petrolul. Doar asta implica să atace pe americani, iar restul e istorie. Înainte de a ne întoarce la problemele sistemice ale învățământului nostru și ale societății noastre, mă gândeam, ascultând ce povesteați cu relația asta americano-japoneză, mă gândeam, americanii au forțat să iasă din gândirea medievală, din mentalitatea medievală, să spunem. Tot americanii le-au dat două bombe nucleare
Și astăzi Japonia este cel mai fidel și solid aliat al Americii în Orient. Pentru cum se spune, un șut în fund, un salt înainte. Probabil, bun. E altă cultură acolo, nu știu dacă putem noi surprinde adâncimea mentalului japonez. E altă cultură, dar tot Homo sapiens este. Adică putem vedea în felul ăsta ce e natură și ce e cultură, să spunem. Putem să estimăm influența. Da. Dar mă gândesc ce avea Japonia, ce are și în continuare și o admiră atâta lume, nu? Și noi cred că admirăm unele chestiuni la japonez. Avea sistemele foarte funcționale, societatea foarte solidă, bine, și ierarhică. La un moment dat era de o rigiditate ierarhie. Abia aștept să văd serialul care trebuie să apară pe Netflix în februarie, Shogun. Eu am fost mare fan al romanului Shogun. Este deja un serial pe Netflix despre aceeași perioadă. Despre perioada... Da, aici este chiar ecranizarea romanului Shogun. Da. Japonia și, în general, toate țările care au performanță, care au sisteme funcționale, stau foarte bine la capitolul încredere socială. Aceea este pe undeva... Asta e liantul sistemelor funcționale, instituțiilor care... Au și form, au și fond, nu doar formă. Da, dar nu poți, instituția în sine nu pot crea încredere. Vin pe credere. Exact, ele sunt clădite pe credere și eventual poți să o crească sau să o diminueze în funcție de cum funcționează. Să o confirme, să o întărească, să o mențină. Am mai vorbit odată într-o emisiune despre încrederea socială. Un grafic aici foarte frumos în care putem vedea țările asiatice. Aici este China, da. Aici este Japonia. Eu nu văd până acolo, dacă puteți spune și pentru cei care nu urmăresc, care sunt taxele. Nu, nu e important. Dacă spuneți care sunt factorii analizați, corelați, ce avem acolo? Pe axa, pe diagonala din stânga jos pe dreapta sus e gradul de încredere socială, gradul de cât ai încredere în ceilalți din poporul tău. Adică dreapta sus este încredere maximă, spre stânga jos încredere minimă. Iar pe cealaltă diagonală este evoluția în timp între două momente în care a fost făcut acest sondaj pe baza care a fost făcut acest grafic, unul în 2005 și celălalt în 2014. Țările care sunt în stânga, în partea de sus a graficului își cresc încrederea socială, cele care sunt în partea din dreapta jos și o scad. Și Japonia, vedem, nu este chiar foarte, foarte sus, e ceva mai sus decât Statele Unite. Oricum, considerabil, mult mai departe decât România, care este aici jos. Bun, și mai avem este... grad de încredere socială... Mai este chenarul ăla roșu, are vreo relevanță pentru are relevanță, e de pe un site în limba engleză și e despre țările anglosaxone. Anglosfera, exact. Da. Unde și acolo scade, a scăzut încrederea socială și are tendință de scădere, posibil o influență a noilor tehnologii de comunicație, a internetului, rețelelor sociale, care tind să rupă relațiile directe, care stau până la urmă la baza încrederii sociale. Dar sunt oricum mai sus decât noi. Noi iarăși avem o tendință de scădere, adică Turcia, de exemplu, are un încredere socială mai scăzut. Între 2015-2014. 2005-2014, în cele două, au fost două momente. Încercam să mă gândesc contextul socioeconomic. La noi începuse creșterea economică, binișor, în România. Poate niște măsurători mai actuale, dacă ar fi refăcut acum, să iasă altceva, dar mi-e teamă că în cazul nostru stăm cam... Avem o reziliență. Am încercat noi să ne gândim și cum a ajuns aici. Noi n-am trecut prin faza în care să formăm, să avem o suprastructură socială internă a noastră, sub percepția noastră. N-am fost regat imperiu exact, națiune dominantă. N-am făcut noțiunea de stat național mai recente, din secolul XIX. Dar și înainte existau, să zicem, corelații, legături etnolingvistice, etnice sau de altă natură, sau baza și șoseniorul la care prestai, care cumva țineau, au creat o idee de
coalizare, că suntem împreună. Chiar dacă e mai deasupra noastră, nu-l săpăm că să ne simțim noi bine, ci îl învățăm cum sunt nemții. Aveau ultimul căruțaș era foarte mândru de cât de bine își lustruia căruța sau cuiești. Nu știu dacă Germania e un exemplu grozav, pentru că până prin secolul XIX au fost rupți, fragmentați foarte mult. Au fost fragmentați, dar înăuntru fiecărui fragment, fiecare fragment a rezistat în sine foarte bine. Nu s-au coalizat într-o chestiune mai mare. Erau oricum mai mari. Bavarezii față de prusaci, de exemplu. Exact, ei făceau parte dintr-o structură, făceau din parte din Sfântul Imperiu Roman, care era foarte fragmentat, fiecare cu bucățica lui și cu foarte multă independență proprie și care se luptau deseori între ei. Dar care înăuntru statului, înăuntru bucățele orașe sau ce-a fi fost, erau oarecum împreună și treceau, să spunem, la aceeași căruță, indiferent de nivel. Cel de sus nu încerca neapărat să-l umilească pe cel de jos, știind că are nevoie de el, și reciproc, cel de jos nu încerca să-l stape pe cel de sus, știind că ei sunt împreună. Noi avem o tradiție în care fiecare își vede de bucata lui. Cel de jos da, se descurcă. Da, noi am mai abordat. Am fost prin zona asta subiectului cu obștile, cu explicațiile istorice. Bun, le știm. Pisa. Cum o legăm? Ei, ce facem? Ce putem noi face la nivel la baza piramidei? Metoda de unire tipică, să spunem, e războiul. Și, din fericire, suntem feriți de așa ceva. Căutăm un război. Dar putem căuta, căutăm cu lumânarea. Putem căuta un obiectiv mare. Mai mare decât poate face fiecare din noi. Mai mare decât poate face orice mai mare firmă posibilă. Mai mare decât poate face chiar o multinațională care poate și eu are altă viziune geostrategică. Poate promovează alte zone în care și sunt mai sigure. Și respectiv obiectiv să funcționeze ca o locomotivă pentru schimbări. Exact, ca un punct de focalizare. Ceva, vrem să facem chestiunea aceea și o cerem noi, nu ne impune, pentru că noi avem o problemă legată în același lucru că cineva tot timpul am fost cei care li se transmitea ce au de făcut și noi eram tot timpul gică contra, de unde tradiția asta noastră de a lua tot un râs. Dacă pornim, o facem toți noi între noi, poate ajungem să nu mai luăm râs și o promovăm la modul cât se poate de serios. Și poate să aibă și asta, chiar dacă nu are sens. În sine, poate să fie un lucru care să ne coaguleze. Adică scopul să fie, în primul rând, coagularea, nu adică neapărat să găsim eficiența lui. Dar încă mai bine este ca să aibă sens și pentru, să spunem, avansul socioeconomic sau cum să găsim un fel de obiectiv major de țară, nu? Cum și-a găsit Taiwanul să devină polul industriei de semiconductori. Da, dar Taiwan a făcut asta într-o dictatură foarte dură. Vedem deci și contextul. A venit cineva, a spus, asta se face partid unic, oricine să nu creadă cineva, cea contra cam dispărea. Să nu creadă cineva că sugerăm sau că ne dorim să schimbăm macazul politic nu e în direcția aia. De dorit și multe alte țări, chiar și zone relativ democratice. Bun, dar eu prezentam exemplu Taiwanul ca să înțeleg încotro ați vedea. Ideea că dacă se găsește un... Bine, Taiwanul avea și specificitatea că a fost mereu și este în continuare sub amenințarea Chinei. Știm cum el făcea parte din China, naționaliștii lui Chiang Kai-shek după ce au pierdut războiul din China s-au refugiat în Taiwan și tot felul de lucruri destul de interesante acolo, pentru că inițial Taiwan era recunoscut, Chiang Kai-shek era recunoscut ca China, la un moment dat a avut loc o revoluție prin care locul Chinei la ONU a fost preluat de partea continentală și Taiwan a rămas într-o situație neclară. Și oricum China, Republica Populară Chineză nu putea fi neglijată prin gabaritul ei.
da, demografic. Da, da, da. Adică lucruri care par teoretic, fiecare țară cu resurse, autodeterminare și tot restul funcționează cu până, oarecare aproximație pentru care vine forța. Pentru că forța lucrează cum lucrează masa în gravitație. Modifică spațiu-timpul. Trebuie să gravitezi o corp, o linie dreaptă devine un cerc în jurul unei masă. Cam același lucru se întâmplă până la urmă și în relații internaționale. O masă imensă, actorii schimbă importanți, și sunt actori importanți. Da, da, da. Și au și niște, li se aplică niște excepții, sunt favorizați uneori. Da. Prin forța împrejurărilor. Și, adică... și ideea că am putea, că va dispare această influență foarte populară de ceva vreme, se dovedește naivă. Influența continuă să rezistă și atât produce războaie chiar. Ce proiect de țară și propunem? Și motivul sau problema care a generat până la urmă în mare parte războiul de lângă noi au fost opțiuni energetice nefericite luate nu doar de noi, practic la nivelul întregului nivel european. Războiul din Ucraina. Da, pentru că s-a făcut o imensă greșeală prin favorizarea gazelor rusești. Ne predăm rușilor, ei ne vând gaze, da, vor avea bani, vor sta. A fost o politică germană cum, care spunea că dacă facem comerț, țările care fac comerț nu se vor lupta niciodată, cam asta era premiza. Deci facem comerț, suntem așa suna de bine, suna rațional premiza la prima vedere. Ca ipoteză mergea bine. Dar s-a făcut experimentul. Nu, nu doar ca ipoteză. În general, oamenii când au bunăstare se mai liniștesc. Au tot ce le trebuie, de ce să te duci peste vecinul să-i dai în cap dacă nu mori de foame? E chiar mai mult decât limita muritorii de foame. S-a făcut experimentul și iată rușii avem, care o duceau relativ binișor cu putem spune că banii luați gazii europeni s-au dus peste vecini. N-am putea spune că Rusia e excepție care specific, tocmai acest specific al ei de a nu se comporta tipic, este atipică. Uite că Rusia ne-a surprins că n-a fost cum am crezut noi. Exact. Practic, asta face un experiment, pentru că dacă, făcând un experiment, obțin rezultat diferit de ipoteza ta, nu mai poți să susții că a fost o excepție. Pentru respectiv, ipoteza își pierde mult din... Dar România e într-o situație bunișoară, aș spune, energetic, pentru oare? Că ar putea fi într-o situație și mai bună, dar e bine, avem niște resurse pe care alții nu le au. Avem și resurse care alții mai nu le au, sunt cele cu potențial din Marea Neagră. Unde eram cândva exportator de energie, acum suntem energie electrică. De energie electrică. Dar nu, și numai electrică. Noi avem 1000 de megawatt-ori, producem din cărbune și am impresia că mult din ele este importat. Pentru că importam de prin Asia cărbune chiar. Adică gaze, avem centrale pe gaze, mult gaz este importat. Resursele noastre de gaze nu mai sunt atât de mari cât erau și de asta au și explodat prețurile. Noi acum prețurile le avem în continuare subvenționate de stat, care stat nu are resurse să le plătească furnizorilor și aici se întâmplă niște catastrofe realmente în care furnizorii care veniseră pe ideea că se va câștiga observă că sunt pierdere și încearcă să plece, încearcă să alege de unul la alții, adică se întâmplă niște lucruri destul de delicate și nu numai la noi, toată Europa în situația asta. S-a trecut la fapte și mai nou în Emiratele Arabe Unite la conferința asta COP28. Văd că s-au luat lucrurile mai în serios cu energia nucleară ca alternativă. Chestia interesantă e cum a fost ascunsă sub preș, pentru că energia nucleară a fost de la bun început cunoscută ca fiind ideală din punct de vedere a emisiilor. Și cea mai verde țară europeană e Franța. Da, da, a venit Cernobâlul. Așa, și? A venit Fukushima. Și ce vin are Franța cu Cernobâl? Cernobâl era o chestiune legată cu Sârbă, o chestie rusească. Cred că e fenomenul care se întâmplă că mulți oameni se simt mai în siguranță să meargă cu mașina, să o conducă singuri, au sentimentul ăla de control, decât să zboare cu avionul. Cu toate că, dacă te uiți în statistici, raportat la kilometri parcurs și la număr de pasageri, avionul este mult mai... Ești mult mai sigur într-un zbor cu avionul. Totuși mai merge cu avionul fără probleme. Adică deja ne-am obișnuit că... Dar sunt mulți care nu neapărat se tem, dar pot să prefere în anumite distanțe. Sigur, când pleci în America, dacă pleci în America, nu poți să mergi cu mașina. Și avioanele. Deci au fost accidente aviatice spectaculoase. Păi aici voiam să ajung la emoții. Pentru că prăbușirea unui avion stârnește niște emoții foarte viscerale. Mor toți aia de acolo, poți să fii acolo, n-ai ce face. În mașină mai speri că se desface airbag-ul, că tragi de volan în ultima secundă și ai evitat, intri numai în șanț, te-ai zgâriat numai un picut.
și emoția asta că șansele sunt mai bune, la fel și cu nuclearul. Dacă ne facem noi centrale nucleare, dacă la Cernavodă, Doamne ferește, și pe un fond de ignoranță, pentru că nu știe lumea diferențele de tehnologiile. Nu cumva ignoranța aceea este cultivată? E posibil să existe și o exact o componentă interes propagandistică considerabilă. Cum a fost în acest și sens. Cu multe alte probleme energetice. Da. Atât de agresivă încât Germania, care avea cele mai performante reactoare din lume, practic a ajuns să și le închidă complet. Și practic să interzică, să refuze folosirea energiei nucleare și trecând la cărbune. Putem ieși din duelul ăsta aparent fără rezultat, tot timpul în remiză între adepții și cei care resping energia nucleară, pentru că se poate pune problema și invers, dar nu cumva este promovată energia nucleară, centralele atomice, energia asta de fisiune de producători de echipamente, de exemplu, în Franța. Asta e chestia interesantă, nu e? Deci producătorii de echipamente sunt probabil printre principalii vinovați pentru lipsa de penetrare a acestei. Nu și-au vândut marfa, exact. E o chestiune destul de interesantă. Energia nucleară, prin faptul că atât de eficientă și generează atât de mult energie și valoare pentru societate cu atât de puțini oameni, nu are în spate o masă de manevră care să o susțină. Cărbunele are. O mulțime la nemți au fost, de câte ori s-a încercat scoaterea cărbunelor, au fost mereu presiuni și mișcări, dar moșii și strămoșii nu și-au scos cărbune de aici. Da, cred că e explicabil câți mineri lucrează la cărbune exact, ca să-l scoată, plus cei din termocentrale, câți lucrează din energia nucleară. Mult mai puțin deci, și atunci presiunea de unde se vine. Exact, deci o problemă, deci apare o problemă poate legată tocmai de această limitare, să spunem, conceptuală, a faptului că totul trebuie să fie făcut de firme private limitate și nu mai avem un interes general. Deci o chestiune, da, aveam interesul general să avem energie abundentă și ieftină și disponibilă, chiar dacă nu lucrez neapărat acolo, pentru că dacă este energie destul, s-ar putea întâmpla statul să aibă de unde să ne plătească ceva și o să facem jocuri artistice. Fără materia primă, și energia este cea mai elementară materie primă până la urmă, suntem foarte limitați ca societate. Cum o facem? Că prin stat, că prin grupări, e mai puțin important. Aparent, vântul poate pare să schimbe direcția ușor, ușor în favoarea nuclearului. Deci așa l-a schimbat destul de americanii radical. Au anunțat acum câteva săptămâni reorientarea împreună cu francezii și împreună cu noi am fost finlandezii mai de mult și noi exact în Emiratele Arabe la conferință. Chestia interesantă este că dacă ne uităm pe rapoartele IPCC, acolo există undeva niște capitole ascunse sub preș, nu le spune niciodată presa, care ar fi căile de a ne menține în anvelopa de emisii de carbon care să ne permită menținerea la nivel de 1,5 grade, se spera. Ei, calea cea mai simplă și eficientă din rapoartele IPCC era cu creșterea energiei. Fiind, pentru cine ne urmărește, să precizăm, un comitet internațional în care să studieze, să agrege, să mixurile spunem, energetice, comunicare despre climă în general. Dar există o zonă importantă a metodelor prin care am putea și gestiona cum facem dacă ajungem la concluzia că am vrea să nu se schimbe clima foarte repede, cum facem să reducem influențele care contribuie în direcția care nu o vrem. Și direcția cea mai simplă este reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Și au fost studiate, făcute diverse lucrări, diverse trasee, cum am putea o face. Și traseul cel mai eficient ar fi fost o creștere a energiei nucleare cam de 5-6 ori față de nivelul actual. La nivel global. La nivel global. Și asta, deci asta e o chestiune asta care ca să scoată și unele... Niciodată n-a fost scos în față. Deci în mass media a fost blocaj total. Cenzurare 100%. A fost scos în față doar regenerabile. Care regenerabile, iarăși, nu tot ce intră acolo, doar vânt și solar, ca fiind verzi. Hidro, care intră... Și care au probleme de randament, de fluctuație, exact, de reciclarea deșeurilor care rezultă, pentru că un panou fotovoltaic vin după cu niște
probleme consistente și se spera că, subvenționându-le suficient, se va trece peste ele. Cumva vom face mari starturi tehnologice care să facă regenerabile o bază suficientă pentru economia occidentală. Partea proastă e că nu s-a reușit, adică optimismul acela imens că vine dezvoltarea tehnologică făcută de startup-uri și de alte chestiuni și va răsturna cu totul, nu s-a concretizat. Deci încă regenerabile, sigur, au făcut pași imensi, sunt mult mai ieftine decât erau cândva, dar încă nu pot face față să furnizeze suficientă energie și mulți chiar suspectează că au fost promovate și ca metodă de a asigura dependența de gazele naturale rusești. Pentru perioada tranziției care se poate întinde pe decenii. E nedeterminat, pentru că ce e specific la gazele naturale este că ele pot fi folosite în turbine pe gaz, care pornesc repede. Sunt practic motoare de avion, care pot porni și se opri relativ rapid și atunci ele pot să umple repede zonele în care a dispărut... Să fie un tampon între... Da, când nu bate vântul, nu ai soare, dai drumul la turbină, nu trebuie să stea tot timpul pornită. Au și o eficiență relativ bună turbinele, pentru că temperatura de ardere a gazului este foarte ridicată și aceea este temperatura care intră în ciclul termic. Nu trec prin termocentrale, ci termocentralele cu gaz. De ce schimbăm noi termocentralele cu gaz, se instalează turbine noi. Termocentralele pe gaz funcționau ca pe cele cu cărbune. Încălzeau aburul intra în turbină. Randamentul acolo este limitat de temperatura maximă la care poți să ajungi cu aburul. Cu gazul. Aburul. Deci... Randamentul de mașină termic depinde de diferența între sursa caldă și sursa rece. Da. Și chiar cu mari avansuri este limitată la abur. La hidrocentrale, sigur, hidrocentralele sunt ideale din punct de vedere, dar nu poți face oricâte. Și unde se putea face, sau cam făcut, pentru că ești limitat de geografie. Unde avea sens, s-au construit, cam când s-au construit la noi, atunci s-au construit cam tot în restul Europei. Și puține hidrocentrale noi se pot, acum se fac chiar la lume. Undeva un studiu nu foarte cu mult timp în urmă, 2-3 ani, poate nu mai știu, cred că în pandemie, că totuși am avea încă aproximativ jumătate din potențialul hidroenergetic din România încă neexploatat. Am mari dubii că este chiar așa. În ce sens? Studii optimiste, în general, ignoră factorul economic. Adică, în principiu, poți să scoți de acolo ceva, de acord, dar s-ar putea după să bate multă energie și să construiești decât maximum. Poți să scoți. Exact, deci... Asta e una, plus deranjul pe care îl creez, făcând o salbă de lacuri, poate e navigabilă, porțiunea aia nu mai devine navigabilă. Același lucru e valabil și pentru regenerabil, pentru că acum este foarte popular textul că să punem panouri solare pe toate acoperișurile, fără să ne uităm că la unde suntem noi, la latitudinea noastră, performanța panoului solar este destul de limitată. Factorul de putere este nu mult peste 10%. Germania a scos niște performanțe interesante. Nu, într-o zonă de climă... Nu, la ce mă refer? La situații în care mai mult de jumătate din producția de energie a Germaniei, în unele zile, mai ales în weekend, când consumul pe electricitate era mic, era scos din fotovoltaic. Exact. Cu investiții, aveau puseuri. Cu investiție de? Enorme, da. Nu chiar un trilion, dar niște... aproape 2-3 de trilion de euro. 200 de miliarde. Sumă cu care, dacă... nici pe care nu trebuia să facă. Dacă păstrau centralele nucleare, energia aceea era generată. Doar să nu le închide sau să le retehnologizeze pe aici, pe acolo. Exact. Și au construirea lor, că aici e chestiune interesantă. Deci circulă un mit foarte popular că energia eoliană și solară ar fi ieftine. Sursa. Resursa. Energia ar fi ieftină, energia generată de acolo și ca motivație scos că, uite, a ajuns energia ieftină, a ajuns preț negativ când a bătut vântul nu știu cum și asta ar sugera că energia este ieftină, când de fapt acel preț negativ este datorită multiplelor subvenții introduse în acest da, sistem. Da, e denaturată. E denaturată și acum întrebarea este cine își permite, adică Germania își permite, ne permitem și noi aceleași eforturi. Își permitea, urmează să vedem.
că Germania deci deja au început politicieni germani din CSU, dacă nu mă șel deocamdată, deci din partide de centru, partide din care fac parte acum din coaliția guvernamentală, nu mă refer la extreme, deja susțin că a fost o idee proastă acea oprirea centralei nucleare și că ar trebui să-și pună problema să le repornească cât mai rapid posibil. Exact. Și asta e valabil practic la nivel internațional, adică deja foarte multe țări accelerează maxim instalarea de centrale nucleare. Și un exemplu foarte bun îl dă chiar Emiratele Arabe Unite, care sunt una din țările care s-a decarbonizat cel mai rapid, a depășit cu mult performanța de energie curată față de ce l-au dat la noi, Danemarca sau au și avantajul soarelui din abundență. Da, dar au un avantaj care și mă refer neapărat la fotovoltaici, ci mă refer la avantajul faptului că ei nu trebuie să ardă gaz să se încălzească iarna. În ianuarie în Emirate sunt 16-18 grade noaptea. Au nevoie de aer condiționat, în schimb. E energie pentru aer condiționat. Și au instalat parcuri fotovoltaice imense, într-adevăr, pentru că au deșert, au să le pună și care se potrivesc bine cu profilul de consum al aerului condiționat. Pentru că când bate soarele, nu ai nevoie să consum... pentru că teman acolo ai și consumul. Unde nu se potrivesc cele două și în nordul Europei cele două nu se mai potrivesc atât de bine pentru că nu e nevoie așa de mult aer condiționat, ai nevoie de căldură când n-ai nici soare, e problemă. Dar interesant este că Emiratele Arabe, deși au și petrol, și gaze, și soare, și tot ce vrei, au construit o centrală nucleară imensă, tocmai pornită acum, au 4 reactoare de câte 1,4 gigawatts bucata, deci au, în acest moment, au de 4 ori mai multă energie nucleară decât avem noi. Emiratele Arabe au dat tonul, să zic, în zona Golfului Persic la mai multe chestii. Și în zona, în domeniul energetic au avut pionieratul ăsta. Noi la liceu avem un proiect care a fost câștigat și implementat acum câțiva ani de la Guvernul Emiratelor Arabe Unite cu bani de acolo, vreo 100.000 de dolari. Au dat tonul la reorientarea Dubaiului, în primul rând, dintr-o zonă construită pe bogății, pe petrol, pe combustibil fosil, la servicii, turism, comerț, hub aviatic. Au avantajul că au și cu ce. Deci având atât de multe au cu ce, dar știu ce să fac. Acum Arabia Saudită pare să vină din urmă, încearcă să prindă trendul ăsta cu interesant orașele. Este că deși au energie ieftină, le-a ieșit din calcul că au nevoie de energie nucleară și au bătut palma cu Coreea de Sud, care mi-a lăsat 10 ani de zile a durat, că unul în text este că durează 10 ani construirea unui... Da. Deci au construit 4 reactoare în 10 ani de zile fără nicio problemă, cu o sumă mică. Asta e chestiunea iarăși interesantă. Pentru a genera aceeași putere, costă la fel să construiești reactoare nucleare sau turbine eoliene sau panouri solare sau centrale hidro dacă ai unde. E un lucru, iarăși, ascuns foarte bine sub preș. Investiția inițială este similară. Nu costă mai mult nuclear. Pentru aceeași putere medie livrată, prețul este același. Nici ca durată nu durează mai mult, pentru că, sigur, poți să pornești mai repede, pui un panou pe casă, merge mâine. Vrei să pui panou ca să poți să generezi consistent atâta energie, atâția gigawatts într-un an, crezi că durează tot 10 ani. Sau turbine, sau tot ce vrei. Deci scalarea nu poate fi făcută mai rapid cu alte tehnologii, ba din potrivă, cum spuneam, deci Emiratele au scalat sau și-au curățat sectorul energetic propriu extraordinar de rapid, folosind energie nucleară, mult mai rapid decât țările europene care au investit imens, sume imense în aceste surse, să spunem, variabile. Sigur, au și ele utilitatea lor, dar, din păcate, nu pot să asigure... Nu sunt maturizate, cred că, în primul rând. Da, e posibil în viitor să ajungem undeva la o tehnologie... Când vom avea randamente pe panou de 50-70%, poate, dacă vom ajunge acolo, poate avem altă discuție. Problema e că arde acum satul. Aici e marea problemă și e nevoie de energie acum și, cum spuneam, mai ales după războiul provocat de Rusia, care duce la
mișcări internaționale, pur și simplu s-a întors foaia. Deci americanii deja și-au schimbat poziția și nu e vorba numai de republicani sau democrați, o chestiune bipartizană, că trebuie să readucă producție internă, trebuie să readucă energie, aveau deja să dea bine la energie pentru că aveau gaze, dar iarăși au făcut și ei pe hârtie, au nevoie să producă, să genereze și energie stabilă, nu se pot baza doar pe gaze. De unde e ideea de a promova energie nucleară și eu bănuiesc, suspectez că ei sunt în spatele reluării terminării reactoarelor de la Cernavodă, reactoarele 3 și 4, care erau, dormeau de atâta vreme și practic erau considerate uitate. Și deodată brusc s-a stabilit că repornește construcția lor, vor fi construite. Și multe alte lucruri s-au întâmplat relativ brusc după apariția acestor. Inclusiv autostrada care se face acum la noi în Moldova. Nici măcar nu era pe radar acum 2 ani în urmă. Cred că se vorbise ceva și de finanțare americană parțială reactoarele de la Cernavodă. Pentru că suntem, până la urmă, facem parte dintr-un bloc care, ne place sau ne place, este condus de americani și numai că dau direcția pe motive ideologice, ci pe motive pragmatice. Ei sunt pragmatici americani în general și luptele care se duc acum de ariergardă, stai să menținem niște chestiuni care să facem altcumva, că noi vrem niște chestiuni ideale, nu știu ce măsură au șanse, în sensul că deja își pierd complet suportul popular atât cât mai era, inclusiv acolo unde exista suport popular. La noi nici măcar nu a existat un asemenea suport. Dar ce e interesant, că odată cu mișcarea aceasta de direcții, în care traseul este, trebuie să ne readucem pe cât posibil înăuntru zonei noastre de prieteni producția și să clădim premisele pentru producția internă, care înseamnă în special energie, noi mai avem încă două oportunități foarte interesante. Suntem singura țară occidentală în care se construiesc reactoare CANDU. Acele două reactoare uitate de Ceaușescu reprezintă o ancoră pentru un posibil nou cal în competiția internațională pentru proiecte, pentru că este o foame imensă de proiecte nucleare și foarte puțini ofertanți. EDF-ul francez, care au și spus că el propunează, au posibilități limitate să ajute pe alții. Canadieni. Interesant sunt canadienii. Deși au tehnologia aceasta internă CANDU lor, nu sunt deloc entuziasmați de ea. Ei nu au mai construit nici ei, nici nu au presat în alte părți, nu și-au promovat foarte mult tehnologia din acest punct de vedere. Impresia mea că aproape au fost împinși din spate să facă un efort să ne ajute să pornim cele două reactoare și dacă tot s-a pornit direcția asta, este o oportunitate de creat o ofertă și pentru alții, pentru că tehnologia CANDU are o specificitate față de altele, nu are nevoie de metalurgie avansată. În timp ce reactoarele cu apă ușoară au nevoie de o cameră cea mare a reactorului, care nu poate fi construită de foarte multe țări din lume, fac și coreenii, japonezii, tehnologia CANDU a fost făcută de canadieni în anii 60, pornind la ideea că se poate făcută cu ce tehnologie exista la ei în acea vreme și tot ce puteau face erau țevi. De aceea CANDU nu are acel vas de presiune a reactoarelor americane sau în general cu apă ușoară, au o calandră, deci un incentru în care sunt multe țevi, prin țevile acelea circulă combustibilul nuclear și alte chestiuni. Și bestea bună este că nu e la un nivel mult mai înalt tehnologic decât am putea reînvia noi. Deci noi am mai fi capabili, probabil, noi avem o parte istorică, aveam, nu știu în ce măsură mai funcționează fabrica de țevi de la Roma, dar există și eu niște rămășițe istorice care am putea poate pune cap la cap elementele care să ne ajute să devenim furnizori de tehnologie pentru foamea care se întrevede apropo de dezvoltarea acestei tehnologii. Aici ne-ar trebui sistemul ăla care ar trebui să pună cap la cap să funcționeze, pe care noi nu-l avem. Dacă ne propunem să facem un sens larg. Dacă ne propunem un proiect, o direcție, poate reușim să ne adunăm.
să creăm pe lângă el și sistemul. Chiar dacă, adică, asta spunem, nu vine cineva și ne impune, că a fost discuție inclusiv cu proiectul de la Dolcești, foarte mult criticat la noi, că uite, vine să fac experimente pe spinarea noastră. No scale. Da, nu scale, care... nu scale, exact. Care a ieșuat, dar nu e chiar de mirare, pentru că marota care circulă acum inclusiv la noi, că ne mulțumim cu Cernavă de 34 și în rest mergem cu SMR-urile, că astea sunt viitorul, nu știu în ce măsură este sustenabilă, pentru că SMR-urile au o mare problemă. Ce încearcă ele să rezolve este practic impus politic. Rolul SMR-urilor este să poată fi făcute de companii relativ mici, să se încadreze într-o anvelopă de șușou aproximativ 1 miliard de euro. Care poate fi gestionat de o companie, sigur, nu relativ mic, companie imensă care poate să gestioneze 1 miliard de euro, dar există companii private care pot să gestioneze suma asta. Un reactor de dimensiuni mari tinde să urce și eu 3, 4, 5 miliarde de euro, depășește pur și simplu ce poate finanța o activitate privată. Statele, pe de altă parte, pot să-și ia să acopere o resursă ceva mai mare în acest punct de vedere. Și nu suntem în acest motiv neapărat lipiți de ideea că trebuie să facă ceva privat, mai ales că nici nu prea avem companiile acelea private mici, care sunt mici, majore, dacă care se poate construi asemenea chestiuni. Noi ce am cam avut, am cam împrăștiat, avem nucleară electrică care este de stat și care cât de cât are experiență, are mare parte din lanțul de producție, deci ar fi o bază pe care să poată fi un pornit start, măcar un efort pas cu pas de atras în colaborare cu canadienii care își propun, au venit și cu niște propuneri de actualizare a proiectului. Nu e obligatoriu să facem fix același proiect din anii 70. O generație. Exact. Au pus, candul ăsta e chestiune interesantă. E o tehnologie relativ modulară. Fiind acest sistem cu țevi, nu cu un vas central, poți să faci mai mare sau mai mic, adăugând țevi mai multe sau punând țevi mai puține. Deci există un proiect de candu de doar de 300 de megawatt, dacă nu trebuie 700. Acum mai nou este scos, propus proiectul candu Monac, care se ofere 1000 de megawatt. Ideea e că reactoarele mici, în afară de avantajul, să spunem, finanțării mai simple, nu sunt spornice. Pentru că s-a ajuns la reactoare mari, nu din motive de gigantism, ci pentru că apare o economie de volum. Cu cât este mai mare reactorul, cu atât este mai eficient ca raport între energia produsă și costuri. La o creștere a dimensiunii și reactorului, prețul crește liniar, energia crește cu pătratul, să spunem. Deci nu e neapărat... Ideea că reactoarele mici vor fi mai ieftine e un pic naivă. Reactoarele mici vor fi întotdeauna mai scumpe decât cele mari. Cel puțin ca preț unitar. Ca preț pe energia, pentru cât de energie produci. E o avantaj, sigur, dacă mergi în zone izolate și o rețele distribuite, dar nu e cazul. Noi avem o rețea centralizată, toată Europa are o rețea destul de bine strânsă și culmea este că această rețea trebuie dezvoltată oricum pentru a putea susține sursele regenerabile, cele variabile, care, în ciuda promisiunii inițiale că ele vor permite generarea distribuită acolo unde e nevoie de ea și nu mai e nevoie de rețea deloc, s-a dovedit că nu e chiar așa. Au nevoie de rețea ca să poată să se echilibreze între ele, să trimite energie de unde se furnizează, de unde se produce până unde poate fi furnizată. Și în lipsa unei asemenea mecanism centralizat de echilibrare, ele nu pot fi performante, pur și simplu nu-și scot investiția chiar așa subvenționat cum este, de unde eforturile foarte mari de construire de noi rețele. E o idee bună în investit constructor de cabluri electrice, de exemplu. Da, ideea că acele cabluri trimite energie și așa, adică nu se scapă de centralizare. Ideea că vom avea chestiuni decentralizate, fiecare produce energia lui, se dovedește și așa la o idee nefuncțională. La nivel de gospodărie individuală ar putea spera unii. Pentru încălzire mai greu. Cu o pompă de căldură plus panouri combinate. Care au și ele niște costuri deloc neglijabile. Cine își permite, da. Dar s-ar putea apropia de ideea de... Da, adică ideea că lucrurile nu sunt atât de... Suficiență. Sigur. Autosuficiență. Deci putem gândi metode tehnice, dar
când intrăm și în capitolul eficiență economică, putem susține acea chestiune, pentru că ne ducem până la urmă la capitolul randament energetic. Câte energie trebuie să bagi ca să obții o cantitate de energie. Dacă trebuie să bagi multă energie acolo și o să săpi canale sau să construiești mese chestiuni, nu mai poți fi competitiv, pentru că o societate bună are nevoie de foarte multă energie. E nevoie, cum zicem, o estimare, să obții energie cel puțin de 10 ori mai multă decât bagi ca să poți să susții și restul suprastructurii sociale. Dacă scoți ultima cantitate de energie care o poți scoate de acolo, investind aproape la fel aceeași cantitate de energie, practic societatea se va prăbuși, pentru că nu poți să susții restul, nu poți să susții și eu profesori, doctori, politicieni, ce-o fi. Luminile în studio. Exact. Deci e nevoie de ceva care să genereze multă energie și multă energie cu puține investiții, iar energia nucleară este acolo. Răspunde și, la avem, mai bine. Și e chiar testată, adică nu e o chestiune, în timp ce partea de dezvoltare a regenerabilor se baza pe optimismul că va avansa foarte repede tehnologia, avem experimentul Franței, care în 10-15 ani a electrificat imens de mult din energia pe care o folosea, cu un cost mai mult decât suportabil și care poate fi folosită ca exemplu. Plan Mesmer, dacă nu mă înșel, a fost ministrul care a promovat această chestiune, care s-a uitat atunci după șocul energetic din anii 70 că petrol n-avem, cărbune n-avem, hidro n-avem, că nu sunt condiții geografice, nuclear e singura opțiune. Cumva ei au fost obligați de contextul geografic să n-au excelat în resurse energetice și atunci... Ei, noi suntem în aceeași situație. Bine, au mai încercat, au făcut centrala mareomotrică în nordul Franței, la Reims, dar alea au fost experimente. Dar baza, deci ei au dovedit că tehnologia nucleară este fezabilă și poate suporta o tehnologie, dar cumva și ei au reușit să fie convinși că nu e o idee bună. Bine, s-a mers cu ideea asta că o decentralizăm. Toată lumea s-a uitat spre viitorul verde. Exact. Viitorul minunat și, în care nu mai deranjăm natura. Și trebuie să le convingi și chiar să înceapă să-și reducă din energie. Aveau plan că maxim 50% de energie să vină din nuclear și început, aveau chiar un reactor închis. Un reactor perfect funcțional, proaspăt renovat și făcut să fie în parametri. Probabil îl vor redeschide la un moment dat. Se sperăm că nu l-au schimbat deloc. Dezafectat. Nu l-au dezafectat. Ei, și dacă ne uităm la această oportunitate de a deveni jucători pe o piață care se dovedește importantă, am avea o opțiune, dat fiindcă proiectul cu SMR-ul nu a funcționat foarte bine, să încercăm să dezvoltăm mai mult candul. Noi am avea loc de aproape încă 4.000 de megawați de energie în bandă, eliminând acestor cărbune, gaz și cam orice altceva și rezervând... Ce mai există, da. Poftim? Păcură. Păcură, gaze. Ei, asta ar însemna cel puțin încă o centrală sau două de construit undeva de centrale mari. De amploarea celei de la Cernavodă. Poate chiar de câte un reactor. Am putea face, mă gândeam, ce ne împiedică să propunem să se construiască un reactor aici la noi pe platforma Sevinești. Platforma industrială este deja goală de construit, nu mai este aproape nimic acolo. Trenul este deja poluat. Resurse, conexiuni există, avem rețele electrice de mare capacitate care alimentau combinatul și care funcționează, ar mai trebui probabil trasă o linie de 400 de kilovolți până la Roman. Nu propunerea, cred că e problema, ci disponibilitatea celor care ar putea lua decizii politice, pentru că trebuie decizii politice okay, acolo. Ok, sigur, dar dacă ajungem, să spunem, să ne gândim ce am putea face în orașul ăsta, o chestiune care să refacă creștere economică și să folosim ce avem deja și acolo avem o platformă, ar fi o soluție foarte, foarte bună, mai ales că mai e o chestiune interesantă, mai este o oportunitate legată de poziționare. În general, planificările de centrale noi erau gândite mai mult spre zona vestică, unde este ceva mai multă industrie. Are tradiții, da. Și orașe mai
densitatea populației urbane mai mare, consumatori. Da, da. În zona vestică însă s-ar putea să fie multă competiție și externă, pentru că deja se construiesc rapid cetatele de vecini. Fac și maghiarii, fac și Ungaria. Tehnologie rusească. Da, dar contează tehnologia. Nu contează. Nu e făcut, funcționează, asta este. Și fac și cu tehnologia care este, pentru că la ora actuală, ne place, ne place, rușii și chinezii sunt lideri în tehnologia nucleară, în urma adormirii vestului, care la un moment dat a pierdut trenul. A pierdut trenul, acest punct de vedere. Și acolo e posibil să fie mai puțină cerere, pe când în zona estică, în zona noastră Moldovei, apare o cerere datorită efectelor războiului din Ucraina. Deja Moldova nu mai ia energie din Rusia și o ajutăm noi. Și ucrainenii au dificultăți, și ucrainenii își planifică să amplifice rapid, să-și maximizeze și resursele de energie nucleară, dar fiind încă în război, nu știu în ce măsură vor putea face asta. Noi suntem într-o poziție ideală de a furniza energie către acea zonă, să devenim un sprijin strategic. Mai degrabă, iarăși mă repoziționez ca avocat al diavolului, mai degrabă aș vedea o amplasată o eventuală centrală spre Iași, de exemplu. E o zonă inelul sau pe Valea Siretului. Inelul Sen nu trece pe la Iași. Pe Valea Siretului, da, că merge de acum. Sunt speranțe de creștere odată cu autostrada, cu poliindustriali, Romanu, Pașcaniu, Bacău și mai departe. Și ar fi consumatori mulți acolo, e și Siretul, ai sursa de apă. Deci ca sursa de apă nu e o problemă, pentru că ca sursa de apă ajunge aproape sigur ajunge apa reziduală care face orașul nostru. Centrala nucleară nu consumă mult apă, este iarăși o poezie. Apă de răcire, vorbim de apă de răcire, pentru răcire, da. Exact, exact, pentru că există una din cele mai mari centrale nucleare din lume, Palo Alto, este făcută în deșert, în America. Și este alimentată din apa reziduală a orașelor din jur. Care a fost argumentul pentru Cernavodă de pe Dunăre? E mult mai ușor, e mult mai ieftin. Deci, cea mai ieftină cale de a răci, ai nevoie, la orice termocentrală, ai nevoie de o sursă caldă, adică, mă rog, ce-o fi, arderea căldurilor sau așa. Sau sursă. Și o sursă rece, care se desfășoară ciclul energetic. Cel mai simplu și mai simplu este să ai multă apă și să o treci, să recege reactorul și o trimiți înapoi. Dar există și alte soluții, cum ar fi recerea prin evaporare. Turnul acela mare de recerea acelea hiperbolice au rolul de a răce apa. Ea se evaporizează, nu mai trimiți înapoi în râu, dar absorbe multă căldură, deci rece și relativ ușor. Deci, acceptând o oarecare creșterea costului cu un cost de construcție a unui turn de răcire, se pot face termocentrale cu relativ puțină apă. De fapt, nici la Dulcești nu trece cine știe ce rupe acolo. Și acolo era o termocentrală, nu cea la care tocmai s-au dărâmat turnurile și urma să fie plasate SMR-urile de la Noschei. Da. Deci nu e o problemă majoră răcirea. Este umflat așa oarecum. Cred că sunt mulți factori aici. N-aș vrea să intru într-o problemă pe care... Sigur, sigur. Nu e obligatoriu neapărat. Poți încolta toate zone. Dar ca rețeta, idee. Adică ca o propunere care să ne mobilizeze, să spunem. Chiar dacă nu am pus, da, domnule, nu se poate. N-are sens de făcut. Aici are sens și de făcut. Și va trage după ea și scorurile la PISA, sistemele care... Atunci, dacă, pentru că îți dă un standard. Deci, în nivel nuclear, nu poți să iei orice zidar să lucreze acolo, orice sudor. Sunt niște standarde destul de ridicate. Standarde pe care nu le poți face din pix. Ai de date examene, ai de făcut, se fac verificări foarte intense ale rezultatului, nu aștepți cine știe, poate ține, poate nu, totul se verifică la pas. Nu e de joacă. Nu e de joacă. Cum exact. Războiul nu e de joacă și atunci exact. Pune țările la încercare. Și iată, putem în felul ăsta să ne facem un obiectiv, uite, doamne, hai să facem și noi așa ceva, dar nu, cum putea fiecare în dreptul nostru, în ideea că avem o țintă, nu să ajungem pe lună, să ajungem independență energetică. Sau chiar furnizori pentru vecini. Exportatori, bine, se poate, exportatori sigur. Masivi. Sigur. Deci, avem o țintă. Avem de lucru. Mulțumim pentru ne-a rezultat. Sper să nu dureze ideile noastre naive. Nu ne-a venit altă rimă.
Așa că ne vedem data viitoare, criticațiile, criticațiile. Da, 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 așteptăm contrei, cât de dure posibil, pentru că trebuie discutate. Deci, sigur, nimic nu este perfect, nu avem opțiuni lipsite de riscuri și asumarea de riscuri este probabil unul din elementele de bază pentru construirea unui popor. Pentru că riscurile trebuie să le împărțim. În momentul în care suntem individuali, fiecare pe mâna noastră, nu ne vom asuma nici cel mai mic risc pentru că nu avem motiv, nu avem pentru ce să ne asumăm acel risc. În momentul în care îl asumăm împreună, eu îmi asum riscul, un risc, să spunem, dar familia mea va merge înainte pentru că va fi susținută de ceilalți din jurul nostru. Ne partajăm, în acest punct de vedere, eforturile, riscurile și, după aceea, beneficiile. Asta e definiția societății. Exact. La revedere! Toate bine!